Guvernul României a alocat 1,3 miliarde de lei pentru plata beneficiarilor prin aprobarea unui nou împrumut din trezoreria statului. Sunt asigurate astfel resursele necesare pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor în cel mai scurt timp. Misiunea autorităților de management este să accelereze implementarea proiectelor în acest an, iar una dintre cele mai importante acțiuni este efectuarea plăților către beneficiari cât mai repede. Ulterior, sumele achitate beneficiarilor sunt solicitate Comisiei Europene pentru a fi rambursate României, a declarat ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici. Împrumutul va fi folosit pentru efectuarea de plăți către beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe: Programul Operațional Sectorial Mediu, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Programul Operațional Regional, respectiv Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice. Pentru efectuarea de plăți către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Mediu au fost alocate fonduri în valoare de 370 milioane de lei. Totodată, pentru achitarea sumelor datorate beneficiarilor Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, au fost alocate fonduri în valoare de peste 360 de milioane de lei, iar pentru efectuarea de plăți către beneficiarii Programului Operațional Regional, peste 350 de milioane de lei. În același timp, pentru achitarea de plăți către beneficiarii Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, a fost alocată o sumă de aproximativ 216 milioane de lei.